A început renovarea circului din Chișinău. Muncitorii au pornit de la acoperișul clădirii, apoi vor trece la vitralii și își planifică să finalizeze lucrările până la finele acestui an. Până atunci, autoritățile speră să găsească banii necesari pentru reparația întregului edificiu, iar coordonatorii de proiect promit să nu modifice arhitectura acestuia. În coroane, dacă vă uitați bine, au fost câteva foi care au fost rupte și scoase, ele se restabilesc și se pun înapoi. Prima etapă la care sunt bani pentru finanțare a fost, este, adică de fapt acoperișul, reconstrucția acoperișului, reconstrucția în totalmente a acoperișului și deja reconstituirea fațadei vitrate, adică pereților vitrați, sticlilor și tot așa mai departe. Potrivit coordonatorilor de proiect, reabilitarea acoperișului nu este deloc ieftină. Valoarea totală a fiecărui dintre aceste două proiecte este de 1.800.000 de euro. Din banii ăștia, deci cum am menționat, s-au executat deja lucrările de expertiză tehnică, se execută și spre final sunt lucrările legate de proiect, de elaborarea documentației de proiect și astăzi noi lansăm lucrările legate de acoperiș, da? Adică ceea ce ține de schimbarea învelitoare a acoperișului și acoperișul de tip moale. Lucrările de realizare din această primă etapă urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2023, în funcție de condițiile meteorologice, dar și de alți factori, cum ar fi aprovizionarea cu materie primă. Pentru că volumul de lucrări este foarte mare, respectiv și costurile sunt exorbitante. Autoritățile promit însă că până la finalizarea reparației acoperișului și a renovării vitraliilor să găsească banii necesari pentru ca toată clădirea circului să fie renovată. Fi obiectivul finalizat cap-coadă nu cunoaștem, deoarece este un obiectiv foarte grandios care necesită sume enorme de bani, care la momentul actual nu ne putem permite. Cât vor fi executate aceste lucrări, vom încerca să identificăm alte surse pentru a demara și alte lucrări necesare pentru a duce imobilul la o gestiune. Chișinăuienii sunt încântați că a început renovarea clădirii circului. Mulți dintre ei își amintesc cu nostalgie de spectacolele din sala mare și speră că și copiii lor le vor prinde. Eu cred că se face ceva foarte frumos aici și merită de investit acum în infrastructură și în arhitectura Chișinăului. Trebuie să-l repare și să fie circ în Chișinău, ca copiii să aibă unde să ducă. Pensionerii să ducă acolo și... Da. Da, interesant. Am fost și eu o singură dată, de atunci n-am mai fost, dar... Că dacă s-o țicat, nu este... Văd că repară acolo sus, cred, că de acolo se înceapă. Când avem eu copii mici, venim cu băieții și avem amintire. Știți, cât tare le place și foarte bine. Chiar a fost frumos cândva. Foarte frumos, foarte frumos. Am fotografii cum noi venim, băieți acum la mine sunt mari, sunt plecați departe. Dacă ne uităm în album cu fotografii, ne aducem aminte ce de frumos a fost. Având o arhitectură specială, clădirea circului din Chișinău a fost fondată în anul 1981. Clădirea are cea mai mare sală de spectacole din Republica Moldova în formă de anfiteatru, cu o capacitate de 1.900 de locuri și o arenă cu diametrul de 13 metri. În 2004, circul și-a închis ușile pentru vizitatori, iar autoritățile au anunțat atunci că pentru renovarea clădirii ar fi nevoie de peste 11 milioane de euro. Peste 10 ani, în 2014, circul și-a reluat spectacolele, doar că numai în sala mică, unde au loc până în prezent.